Un șofer băut în vârstă de 36 de ani a fost urmărit de polițiștii din Hârlău circa 4 km după ce conducătorul auto a refuzat să oprească la semnalele agenților de la rutieră. Urmărirea a avut loc miercuri seara în jurul orei 19.30 și a pornit din comuna Scobinți. Șoferul a fost oprit în cele din urmă pe o stradă din Hârlău. A fost identificat, iar în urma verificării cu aparatul alcool test a rezultat o valoare de 0,72 mg per litru alcool pur în aerul expirat el a fost condus de oamenii legii la spital, unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge conform procedurii. În cauza a fost întocmit dosar penal în care se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe. Șoferul s-a ales cu dosar penal, iar cercetările continuă.